Am dat drumul. Cum e? Când modul de x minus omega cu 0? Modul de cât este 0? Modul de cât este 0? Cât să fie ăsta ca să facă rezultatul 0? Să fie 0. Deci vine x minus 1 egal cu 0. Și mai am altă variantă, nu mai am. Nu mai avem, e atât. Că 0 nu are plus și minus. 0 nu are libertatea asta. Și rămâne atât. Și rezultă că x egal cu cât am putea? X egal cu 1. Deci, dacă ar fi fost, când a fost 8, am luat 8 și minus 8. Când a fost 7, 7 și minus 7. Dacă ar fi, e să luăm de sub, modul din x minus 1 egal cu 3. Modul din x minus 1 egal cu 3. 3. Vorbește Mirona. X minus 1 ar putea fi 3. Nu ar putea. E când x minus 1 este egal cu 3 și x minus 1 este sau, egal cu 3. Sau, zicem, sau între ele. Sau, nu sau, da? Deci sunt două variante. Asta sau cealaltă. Sunt șanse ca x minus 1 să fie 3 sau să fie... De unde rezultă că x egal cu 3? X1 egal cu 4, o primă variantă. X1 egal cu 4 și x2 egal cu 2. Minus 3 plus 1, minus 2. Da, minus 3 minus 1 face minus 2. Deci a doua valoare este minus 2. Da. Așa. Hai departe, copii. Să vedem alte modul, exerciții. Domn profesor, modul din x plus 5 da. Egal cu... E din temă? Nu. Nu. Așa. Dau să... Egal cu... 2 modul din x plus 7. 2 modul din x plus 7. Tudor? X plus 5 egal cu 2x. Deci am x plus 5 egal odată cu 2x. 2 pe lângă. 2 pe lângă x plus 7. Da. Da. Și altă variantă, sau? Sau. Am uitat cum se face sau ăla cum ne-ați învățat. Așa, v, ca un V sau un V întors? Nu, V. Ăla întâi e și. Aha, sau, așa, gata. L-am prins, domn profesor, l-am pus. Deci, ăsta este sau. Da. Și, deci. Sau. Sau. Și ăsta altă este și. Da, mă, matematic. Și. Conectori, da? Așa. Conectori se cheamă logic. Și, 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 da. Logic matematic. Sau. Zi, zi, Tudor. X plus 5 este egal cu? Egal cu 2 minus 2 minus 2 ori x plus 7 minus 2 ori x plus 7 și aici x1 aici rezultă x1. Lucrăm, lucrăm x plus 5 x. Egal cu, nu deodată, nu pot da. Eu nu pot deodată da, domnul, x plus 5 egal cu 2x egal cu 2x plus plus 7 plus plus, plus 14 corect. 14, da. Da, și egal cu 3x. 3x. 3x plus 2x. Păi da, dar unul e după egal și unul e în fața egalului. Deci, deci ori îl duci pe ăsta aici și zici x. De regulă se duce în stânga. De regulă în stânga ca să zice, izolăm partea stângă necunoscută. Așa există practica, da? Deci o să duci 2x-ul care stătea în dreapta, în partea asta, da? Da? Și atunci vom avea... Cât x minus 2x. X minus 2x care dă x. Minus x. Minus x. Ah, minus x. Minus atenție, semnul algebrei. Egal cu? Egal cu... Ăsta rămâne 14. 14 minus 5. Da. Egal cu 9. 9. Și atunci x... Echivalent cu a zice că x egal cu cât? Minus x egal cu 9, x egal cu? Deci minus x egal cu 9, x egal cu? Minus 9. Minus 9, da. Hai, lucrează ancuța pe asta. Pe a doua. Cealaltă variantă? Imediat ancuța zi tu. X plus 5 este egal cu? Minus 2x. Corect, minus 2x. Și aici, aici ancuța, minus cu plus la mulțire? Minus. Minus. Minus 2x minus cât? 2 ori 7? 14. Minus 14. Și echivalent cu? Acum ai x, îl aduci pe ăsta și îi schimbi semnul, că îl treci în partea asta de egal. 3x este egal cu, ăsta rămâne minus 14 și ăsta duce în partea aia altă, minus 5. Minus 14, minus 9. Minus, corect. Minus 19. Și x egal cu? Minus 19 supra 30, corect. Așa. Următorul.
Din temă, domn profesor, acolo, din temă, din temă, le dau, gata, nu mă mai cerpi. Modul din x pătrat minus 1 egal cu 0. Hai, modul din x pătrat minus 1 egal cu 0? Da. Păi... O singură variantă, nu? Pasă pe ei, când e egal cu 0. Modul din x să fie 1. Da, zi, mă! Nu, x pătrat minus 1. X pătrat minus 1. Ce este în interior modulului? X pătrat minus 1 egal cu 0 și deci rezultă că x pătrat este egal cu 1 și x egal cu 1. 1, normal. Nu, numai atât. Nu, numai atât? De ce? Nu. Și x pătrat egal cu 1 și x egal cu? Minus 1. Minus 1. X1 egal cu 1. Și x2. Și x2 egal cu minus 1. X la 2. Da, 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 da. A doua variantă e minus 1. Și minus 1 la pătrat e tot 1. Deci minus 1 la pătrat înseamnă minus 1 ori minus 1. Și minus 1 ori minus 1 la mulțire face plus. Corect. 1. Deci sunt două variante. Două variante. Păcați la cap. Așa. Hai să mai zicem. X pătrat minus 4 egal 0. Modul, da? Da, modul din X pătrat minus 4 egal 0. Ieruna? Nu mă las să scriu acolo. Temă. Păi mă, vă dau și tema acum, mă, dar mai dat-o pe separat. Asta. Nu vă speriați, mă. Dar nu scrie separat, dați în continuare, oricum nu vă verific. Nu, și dacă nu e o crimă, dacă vedem unde este pus. X la 2 minus 4 este egal cu 0. X la 2 egal cu 4. X 1 egal cu 2. X 2 egal cu 2. Da, ați înțeles de ce? Sunt două variante acolo. Mă, vă dau încă una și trec la... la ieșiți din temă, 4x pătrat, modul e 4x pătrat minus 9, da, egal cu 0. Tu doar vrei tu? Da. Da. Egal cu 4x pătrat minus 9 egal cu 0. Da. Rezultă că 4x pătrat, da, egal cu, egal cu 9. Corect. Și x pătrat? X pătrat egal cu? Egal cu 9 împărțit 9 pe 4. Și egal cu 3 la 2 asupra 2 la 2. Egal și atunci x egal cu? X egal cu 3 pe 2. 3 pe 2. Da? Și cum tu tot, că x la 2 e 3 la 2, și 2 la 2, adică 3 pe 2 totul la 2, anulăm puterea și x egal cu 3 pe 2. Și x egal cu 3 pe 2 și x e și minus 3 pe 2? Și minus 3 pe 2. 3 pe 2 și minus 3 pe 2. Și x2 egal cu minus 3 pe 2. Deci x1, două valori. Acum 3 pe 2 și minus 3 pe 2. Domnul profesor mi-a scoat ăsta, nu. Nu. Deci avem două valori, copii, da? Practic, voi l-ați izolat pe x pătrat și a zis x pătrat egal cu 9 pe 4. Cine l-a pătrat, fac 9 pe 4? Da? Când e x pătrat, e și una și, și una și cealaltă. Sunt două posibilități. Că minusul la a doua, minusul la putere pare, face plus. Ăsta e motivul. Altfel, dacă iei numai pe una din variantele acelea, aia pozitivă, ai pierdut pe cea negativă. Trebuie să prinzi pe amândouă. Da? Deci asta am vrut să vă spun. Dați-mi din temă, domnule. Gata, mă duc la temă. Mă... la ce lucrăm, ce vreți. Am înțeles. După ce faci în temă. Tu tot la temă? Eu nu fac matematică, să vă zic. Modul din x minus 3. Deci modul din x minus 3. Egal cu 10. Egal cu 10, Anca? X poate fi... Deci nu deodată. X minus 3 poate să fie 10. Sau... sau x minus 3. Sau a zis că e așa. Sau x minus 3 egal cu minus 10, corect. Deci e echivalent cu x, x1 egal cu... Să o lăsăm pe ea, vă rog. Cât e aici, Anca, x1? 10 le rămâne, după egal. Duci pe 3 în partea aceea. Cu semn schimbat. Deci x-ul ăsta va fi egal cu 10 le rămâne, iar pe minus 3 ăsta îl ducem cu semn schimbat. Nu, va fi 10 plus 3. El are minus în față. Păi nu, eu am zis calculul ei, că am trenat. Ah, voi sunteți la așa. Ai înțeles, Ancuța? Deci x-ul va fi 10 plus 3 în vitale. Deci 13. Iar aici, x2 va fi egal cu, uite aici. Minus 10. De, deci minus 10. Plus 3. Și minus 10 plus 3? Zic că ai zis bine. Minus 7. Minus 7, fii mai sigur pe mine.
Da, domn profesor. Și altul. Modul din x minus, modul din 5 minus x, modul din 5 minus x, egal cu 9. Oare greșeam dacă spuneam x minus 5? Dacă ziceam modul din x minus 5, ar fi fost un alt exercițiu? N-ar fi fost posibil, nu? I-ar fi fost o prostie. X minus 5 înseamnă... Adică întreb, modul din 5 minus x, scriem asta, modul din 5 minus x este egal, oare? Modul din 5 minus x egal cu modul din x minus 5? X minus 5? Da, este egal. Este egal, că nu se ține cont. Modulul ce face? Anulează semnul. Cu alte cuvinte, eu pot să scot un minus în factor, nu? La 5 minus x, să transform în x minus 5 și modulul lui minus 1 face plus 1. Corect. Da? Deci ăsta e motivul. Corect. Ca să fie înțeleasă explicația. Uitați. Deci, vreau să spun așa, Miruna. Modul din 5 minus x e egal cu modul din... Scot un minus 1 în factor și vine pe lângă x minus 5. Așa? Minus 1 ăsta, hai să-l pun în paranteză, minus 1 ori x face minus x și minus 1 ori minus 5, minus 1 ori minus 5 face plus 5. Dar modulul unui produs înseamnă modul din amândoi. Corect. Deci există o proprietate, modul din A ori B, hai să vă dau pe asta, e egal cu modul din A ori modul din B. Da? Modul din A ori B egal modul din A ori modul din B. Și atunci am modul din minus 1 ori modul din x minus 5. Iar modul din minus 1 este 1 și atunci va fi egal cu 1. Modul din x minus 5. Modul din x minus 5. V-am demonstrat că modul din 5 minus x este același lucru cu modul din x minus 5. Dar eu sunt înainte. Da? Hai, Miruna. Cine vrea? 5 minus x egal cu 9. 5 minus x egal cu 9. Deci 5 minus x egal cu minus 9. 5 minus x egal cu minus 9. Deci echivalent cu x1 egal cu... x1 este egal cu 9... 9 minus 5. Miruna. Atunci minus x este egal cu așa minus 5. Minus x e... Dar minus eu am vrut deodată, domnule. Minus x1 egal cu 9 minus 5. Și 4. 4. Și atunci iar și x1 egal cu... Minus 4. Minus 4. Că mulțim cu minus 1 egalitate, se face minus 4. Și minus x egal cu... Minus x2 egal cu cât? Minus x egal cu 14. Minus 9 minus 5. Da. Și face minus 14. Minus 14 minus tot una. Așa. Deci mai avem cu a spune că x2 egal cu 14. Aici, Miruna, pentru mărirea vitezei, duc pe minus x în dreapta și pe 9 stânga. Așa fac și eu. După nevoi. De regulă se izolează așa cum e practica. Da. Dar sunt funcții de situațiile care se obțin. Sigur că da, nu e o regulă. Exact. Care trebuie impusă, care sunt și respectată cu strictețe. Deci x egal cu 5 minus 9 a fost minus 4. Și x egal cu 5 plus 9, 14. Da? Da. Mergem alte exerciții și anume, zicem, 29, nu? Așa este la 29? La 28, parcă, 9 la 28, da, de da. Modul din x minus 1 egal, 2 modul, 2 modul din x minus 1, da, egal cu 3 modul din x minus 1. Imposibil. Tot din x minus 1? Da, tot din 2 ore a nu e egal cu 3 ore a, deci încoace nu are soluție. Poate, oare? Păi, x minus 1 dacă notăm cu a, n-ar însemna că 2 a egal cu 3 a? Da. Așa e, ai dreptate. Păi, spune și că 2 a egal cu 3 a. Păi, se poate, dacă au 0. Mm. Că 2 ori 0 egal cu 3 ori 0. Să rugăm. Da? 2 ori 0 egal cu 3 ori 0. Deci înseamnă de acolo... Cine vorbește? Dacă 2 modul din x minus 1 egal cu 3 modul din x minus 1, să-l notăm cu A, cum îți vine ție mai bine, cum îți miru, na? Modulul să-l notăm cu un A. Și ar fi echivalent, v-aș spune, 2A egal cu 3A. 2A. Traducem, da? 2A egal cu 3A. Ducem într-un singur membru și vine 3A minus 2A face 0. 3A minus 2A egal cu 0. A egal cu 0. A egal cu 0, subliniem. Și ne întoarcem la substituții. Cine era au? Modul. Și atunci modul de x minus 1 egal cu 0. Când?
când x minus 1 egal cu 0. Când x minus 1 egal cu 0, x egal cu? X egal cu? 1. 1. Păi, calculează-l. Calculează-l perfect. Da, calculează concret. Să vezi cât de. Și iată cât, ce observăm acum, am reușit să găsim pe x egal cu 1. Asta e soluția. Cealaltă, celelalte ghiștiți. 7 modul din x minus 2, 7 modul din x minus 2, da, egal cu 9 modul, 9 modul din 2 minus x. Cine vrea? Deci 7 modul din x minus 2. Nimeni nu vrea, domn profesor. Nimeni nu vrea. De ce sunteți voi așa triști? Tocmai ce vă zic, domn profesor, că modul din 5 minus x este egal cu modul din... Modul din x minus 2 este egal cu modul din 2 minus x. Da, ca și cum și pot să îl notăm cu A. Și pot să tot cu A pe aceeași lucru. Avem 7 A egal cu 9 A. Da. Atunci A egal cu 0. Atunci 2 minus x egal cu 0. Deci 7 A egal cu 9 A. De aici iese că A egal cu... Atunci x egal cu 2. 0. A egal cu 0. Și când? Când modul din x minus 2 este egal cu 0, când? Când x? Egal cu 0. Când x minus 2 este egal cu 0 și x egal cu 2. Da, terminat, ne ducem la ghiștiu 10. 10, hopa. Da. 2 la puterea x plus 2. Da, domnul profesor, ce s-a dat? Aici, nu? Da, da. Bun. Hai, mă, te discut, băi, de... Am venit lângă tine, o sigură faci. Spune-ți, domnul profesor. 2 la x plus 2. Da. Minus 2 la x plus 1. Minus 2 la... Da, la x plus 1. Minus 2 la x. Da. Egal 16. Bine. 2 la puterea x plus... Ori 2 la puterea 2. Minus 2 la puterea x ori 2. Minus 2... Deci, atenție. Faptul că e adunarea exponenților, de unde provine adunarea? De la mulțime. Da. Deci 2 la x ori 2 la 2, dăm minus 2. Dăm faptul că 2 la puterea x. Dăm faptul că 2 la puterea x. Am zis eu, nu? 2 la x. Pe lângă 2 la 2, minus 2, minus 1, da, egal, cu 6, egal cu 2 la 4, adică 2 la puterea x ori 1 2 la puterea x ori 2 la 4, 2 la puterea x ori 1, da, cu 2 la 4, deci x egal cu 4. I-a dat acolo 1, pentru că e 2 la 2, 4, minus 2, minus 1, 4, minus 3, 1, nu? După 2 la x egal cu 2 la 4, x egal cu 4, așa se da, știi, nu? X egal cu... Aici... Unde ți-a dat x egal cu 4? X egal cu 3, bă, de aici. Dacă eu mai întâi am făcut să-și făcut să-mi dai încă tot... Păi, dar nu-i bine, un singur x, o singură soluție este. Vezi unde e greșit. Hai, adu-ți-o! Deci, ce? 2 la 2 minus 2 și minus 1. Da. Uite acolo, refaci calculul. Dacă ai făcut tu greșeala înainte, nu-l lași așa. Exact, Ani. Și revii asupra ei ce groază. Adică tu mergi odată cu noi, nu așa că mergi înainte ca să mergi înainte. Mergi înainte, dar nu e bine că mergi corect. Înainte. E corect că mergi înainte. E bine, dar acum s-a dacă acum s-au dacă a văzut o greșeală și la 9 ne-a dat x egal cu 4 și tu ai x egal cu cât? Revii. X egal cu 3, așa se răsune. Atunci revezi și vezi unde e greșeala. Deci ai zis 2 la x ori 2 la 2. Minus 2 la x, așa? Minus 2 la x, ai scos pe 2 la x și trebuia scos în factor comun și vine 4 minus 2 minus 1. Da, nu știu dacă domn profesor. 3 la. Eu de am încercuit. Da, 3 la. 3 la puterea x plus 4. Da. Minus 3 la x plus 3. Da. Minus 3 la x plus 2. Egal 405. Tu tot? Da. 3x. 3 la x. 3 la puterea x. Ori 3 la puterea 4. Corect. Minus 3 la puterea x. Ori 3 la puterea 3. Da. Minus 3 la puterea x. Da. Ori 3 la puterea 2. Da. Egal cu 405. Nu, dar... E minus, 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 minus. Dar mi se face și... Nu, acum... Un pic. Da, e minus sau plus, domn profesor? E minus. Eu văd minus. El zice plus. Păi el face cum... De ce zici tu 3 la x? Plus 2. Tibi, ce ne rămâne? Trebuie să facem 405 ca o putere lui. Da, ba da. Da. Păi o să, vedem, găsim. O să vedem dacă... Dar trebuie să o găsim, Tibi. O secundă. Să vedem dacă va fi nevoie până la urmă.
Deci, fiind adunare, atenție! E scăderea. Fiind adunare sau scădere aici, nu pot să zic că am 2 la x egal cu 2 la 8. Eu am 2 la x plus altcineva plus altcineva. Să vedem la sfârșit dacă... Să vedem la sfârșit dacă ce putem face? Ajunge acolo. Tudor aici acum. Deci nu acum se fac treaba asta. Factor comun. Cine? 3x. 3 la x. 3 la puterea x. 3 la x. Pe lângă? Pe lângă 3 la puterea 4-a. Da. Minus 3 la puterea 3-a. Minus 3 la puterea 2-a. Egal cu? Egal cu 405. Bun.3 la x. 3 la puterea 4. Facem minus 27 minus 9, care dă minus 36. Și acum 81 minus 36? Cât dă atunci? Cât ai scădat? 35? Da. Nu cred. 45. Egal cu 405. Și acum, părțim pe 405 la 45. 3 la x. Egal cu 45 împărțit la 45. 3 la x este egal cu cât dă? De 9. Și acum, atibă scriem prin 9 ca o puterea lui 3, știi? Deci 3x este egal cu 3 la 2. 3 la x egal cu 3 la 2. Și x egal cu 2. Nici n-am putut pe 405 să scriu ca o putere a lui 3. Că nu se descompune. De-aia așteptam o șmecherie pe aici. Da. Deci nu se descompune. Altfel, dacă te-ai fi dus așa, nu știi asta încă. Dacă te-ai fi dus cu gândul repede să duci, pentru că tu ai în minte așa, când am 2 la x plus 1 egal cu 16, facem repede așa, descompune, dar abia acum, la final, la etapa asta, nu când e adunare între ele acolo și toată povestea. Deci n-ai de ce faci acolo. Da? Tu ți amintești chestia asta, dar atenție, numai când îl aduci la forma asta finală. Mai este, ce mai este? Da? O secundă, mai am o idee. Eu aș fi observat aici și o altă chestiune. Nu 3 la x peste tot, ci aș fi zis 3 la x plus 2. Și aș fi zis așa. X plus 2 plus 2. Și aș zice 3 la x plus 2. 3 la x plus 2 îl dăleam un factor comun. Domnul profesor zice. Și rămânea aici, cât rămânea? 3 la 2. E diferența. 3 la 2. Minus 3. Și minus 1. Și minus 1, că pe ăsta l-am dat. Da. Și face 405. Și acum 9. Da, și era 405, corect. Da. Și acum aș zice 3 la x plus 2.9 minus 3 minus 1 5 egal cu 4 și tot acolo. Și x egal cu 2. Deci la aceeași rezultat am ajuns. Nu contează, mama. Important este să fie clar pentru toată lumea să rezultați corect. Deci ce să vedem? Care mai avem? 1, așteaptă cu asta. Da? Da. 1,x bară deasupra, că e număr. Plus 2,x plus puncte puncte cu 9,x. Dar nu rezultatul. Egal cu 49,5. Nu mai țin minte nicio părere. Face, dar trebuie să ne descurcăm. El l-am făcut, al altul. Sigur că. Luna. Zi-mi, Luna, cât o ai făcut. 1x cu 2x plus... 1x bară deasupra? Da. 1x pe 10. 1x pe 10, mamă. Da, dar vreau să scriu 1x cu 2x egal cu 49,5. Îmi pare foarte rău. Lasă-l luăm așa ușor. O luăm mai ușor, ca să întreagă și toată lumea. Deci 1x pe 10 plus 2x pe 10. Nu și așa mai departe, plus 9x pe 10. Trebuia să faci virgulă. Da, virgulă la dreapta. La 4 până 85 pe 10.
495 pe 10. Și fiind același numitor, renunțăm la numitor și vine 1x plus 2x plus puncte plus 9x egal cu 495. Așa. Și acum 1x, ce înțeleg? 10 plus x. Deci înțelege cum? 10 plus x. Deci aici așa, acum așa, 10 plus x, x plus 20 plus x, x plus așa mai departe, plus 90 plus x egal cu 495. Cine n-a înțeles? Să zică. Deci, haideți să vedem, copii, că înseamnă așa. 1,x s-a scris ca de parcă aș fi avut 1,5. Da? 1,5 înțeleg că este 15 supra 10. Corect. Se mută virgula în dreapta peste 1, 2, nu? Dacă am 2, decimale trebuie să supra 100. Da. Ca și cum aș înmulți cu 10 și sus și jos. Și așa am scris aici. 1,x în perioadă, 1,x. Ai înțeles, Tudor, de ce? Să scrie ca fiind 1x supra 10. Îl punem cu bară pentru că nu știm x. Așa. Dacă l-am fi cunoscut, punem 15 pe 10. Uite, cum a fost aici 1,5, am scris ca fiind 15 pe 10. Că știm și pe 5. Știm toate cifrele. Da. Când nu știm, punem bară deasupra. Aici vreau să știu. Câte x sunt? 9x. 9x. Plus cât, copii? 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 90, cât fac? 450. De la 1 până la 9, dacă le adunăm. 45. La 45 până la 90, 450. Este egal cu 495. Și atunci 9x va fi egal cu? X egal 5. 45. 45 este egal cu 45 împărțit la 9 și este egal cu 5. Deci X-ul l-am descoperit. Ce a fost aici dificil? A fost o chestiune dificilă? Nu. Hai să-l vedem cu cealaltă. 1, X în perioadă. 1, X în perioadă. Nu l-aveți? Nu, o facem, mă. Dacă am... Dacă faceți, nu vă ceartă, domn profesor. Hai. Dacă sunt ieșiții în plus, nu e nicio supărare. Deci 1, dacă am început să dictez ce vreți să fac, am greșit. 1, în perioadă x, plus 2, în perioadă x, plus, și mai departe, plus 9, în perioadă x, da? Bară deasupra, că numere, tot mai am vorbit mai devreme, da, domnul, da? Egal cu 50. Cine vrea să... Tudor! Dar tu l-ai făcut în altă. 1x, așa. Supra 9. Deci 1, nu cred că e un întreg și x, da, pe 9. Sau 1 x minus 1 pe 9. Și așa, 1 x minus 1 totul, păi, pe 9. Păi cum e lui 9. Mai clar, să vedem dacă... Hai să ne amintim transformarea. Uite mai... Tudor. Deci 2,3 în perioadă se scrie ca fiind 2 întregi și 3 pe 9. Se scrie tot grupul de cifre. Tot grupul de cifre de la partea decimală, supra atâția de al din nou, câte cifre are, câte cifre sunt în grup. Ei, acum trebuie introdus întregi în fracții. Adică 2 întregi și 3 pe 9, nu trebuie să înțelegi că este 2 ori 3 pe 9. E diferit. E 2 plus 3 pe 9. Și atunci trebuie adus același numitor. Da? Da. Și când se introduc întregi în fracții, mă rog, dar 3 pe 9 se mai putea simplifica, mai poate fi scris ca 2 întregi și o treime, iar acum 2 ori 3, 6 și cu 1, 7. Vine 7 pe 3. Asta este. 7 pe 3 face 2 și ceva. 2 și o treime. E corect. Cât privește situația de aici, cum o putem scrie? Cum o transformăm? Orca 1 întregi și x pe 9. 1 întregi și x pe 9. Sau zicem 1 plus... 1 plus x pe 9. Sau 1 plus, da, sigur, 1 plus x pe 9. Da. Ți-i clar așa? Da. Da. Plus. Și acum unul e cu bară, domnul profesor, aici. 2 plus. Nu. Știm de ce. Ok. Plus 2 plus x pe 9. Așa.
plus, și așa mai departe, plus 9, 9 plus, 9 plus x, pe 9. X pe 9, și la cu 50. 50. Și se vede foarte clar că 1 plus 2 plus 3 plus 9 se poate adunar și fac 45. Da. 45 plus x pe 9. Plus câți de al de x pe 9? Plus x pe 9. Cât sunt? Cât sunt de x pe 9? Cât sunt ei? 9. 9. 9 ori x pe 9 egal cu 50. Și la mulțire, iată, 9 cu 9 se simplifică. Da? Da. Și avem 45 plus 45 plus x egal cu 50. X este egal cu? X egal cu 50 minus 45 x egal cu 5. X egal cu 5. Ce a fost aici de reținut? Ce lucru v-a aici plăcut? Aici. Faptul că pe 1,x în perioadă barat l-am scris ca 1 plus x pe 9. Mi-a plăcut mult mai mult așa, pentru că am putut aduna partea întreagă. 1 plus 2 plus 3 plus 9 deoparte, da? Iar x pe 9 a fost în total 9. Iată, se simplifică și e foarte rapid de găsit. Așa. Alte găsite. X plus 1 totul pe 2. Asta ghizemă? Da. 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 X plus 1 totul pe 2. 11, domn profesor? Da, tot la 11. 10, punctul e. 10. Da. X plus 1 pe 2, plus X plus 2 pe 3, plus X plus 3 pe 4, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus X plus 9 pe 10, egal cu 9. Atunci la același numitor, nu? Anca, e un numitor urât. Închipuiți ca să afli numitorul 2, 3, 4, 10. Iar faceți presiune. Amândoi trebuie să până ajuns. Da, nu e corect. Eu dacă simt mâna ridicată, nu mai pot gândi. Credeți-mă. Deci, lăsați-o pe Anca să gândească. Da. Ce să facem, mâncuța? Tu, Dora, ai tu o idee? Ajuzăm mâna jos, ți-am zis, dacă domnul profesor a zis că nu te pune, nu te pune. Toate ce? Da, așa. Păi uite că lăsăm pe ăla care este acum pus în la... să gândească și el o idee. Tudore, deci aducând la același numitor peste tot pică, nu? Da. Că e numitorul foarte mare, n-am și putea să-l aflu. Acum poftim tu pe tine. Așa, să facem așa, să distribuim numitorul la numitor. La numărător. La numărător. Numărător, da, la numitor. Da. Deci da. X pe 2. Deci X plus 1 pe 2, mai un pic aduțu. Da. X plus 1 pe 2, îl scriem ca X pe 2 plus 1 pe 2. E aceeași chestie, copii. X plus 1 pe 2. Da. Da? Da. Exact așa e. Plus. E așa, Anca? Ce ne contra, ce? Și acum plus. Zi, Anca. Anca. Plus X pe 3. Da. X pe 3. Plus cât? 2 pe 3. Corect. Da. Mai sigur că e neapărat. Plus? Plus. X pe 4. Plus 3 pe 4. Da. Pe X plus 3 pe 4. Da. Plus și așa mai departe. Plus? X pe 10. Da. Plus 9 pe 10. Egal cu 9, da? Păi acum ce faci? Păi zi aduță! La șah așa se face. Faci mutarea. Dar trebuie să ai un plan. Înțelegi? Pe cine? Când m-ai întrebat, faci mă așa? Aici ai pe 3, acolo ai pe 4. Da. Nu dau factorul pe x pe 2. Pe x supra 2 să dau un factor comun? Da. Păi aici ai la supra 3. N-ai cum. Cum să dau pe x pe supra 2? Hai să-i... Că s-a pornit pe culoarea asta. Ce X separa, știi? Da, să-i grupăm, să fie într-o singură parte. X pe 2 plus X pe 3. Plus X pe 4. Plus și așa mai departe, plus X pe 9. Plus X pe 10. Plus, mai departe, ce lasă? Sau e după egal? Nu se duce după egal. Hai să-i ducem. Îi ducem? Îi ducem. Egal cu 9. Pe 9 că este după egal și încep să-i fac pe ăștia cu minus acum. Da. Minus 1 pe 2, minus 2 pe 3, minus 3 pe 4, minus și așa mai departe, minus 9 pe 10. Așa.
Ce facem? Am putea vedea că scoatem un X în factor comun de la numărători. X pe lângă. X pe lângă. Ce rămâne? 1 pe 2. Pe 2. Plus 1 pe 3. Plus 1 pe 4. Plus 1 pe 4. Și mai departe. Plus 1 pe 10. Plus 1 pe 10. Egal cu... Scrie, mă. Nu, mă gândeam ce la ce. Scrie. Egal cu... Îi lasă așa, domn Pătru. Eu nu i-aș lăsa. Pe ca să pot și eu să fac. Uitându-mă la partea asta, că nu pot calcula 1 pe 2 plus 1 pe 3 plus 1 pe 4 plus 1 pe 10. Nu pot calcula. Aș umbla în dreapta, visez. Ce bine ar fi ca și în dreapta să fie 1 pe 2 plus 1 pe 3 plus 1 pe 4 plus 1 pe 10. Din toată șmecheria asta să apară așa. Atunci aș fi fericit, cu adevărat fericit, că aș simplifica toată bucata din stânga, toată bucata și așa și mai și. Dar cum să apară de acolo? Că e 9 minus 1, 2, imi. Câte fracții sunt de acolo? O... Cât sunt? Câte fracții sunt de acolo? 9. 9. Și avem 9 în față. Mai nu degeaba 9 ceva. Hai să dăm câte 1 la fiecare. Uh-huh. Să rupem la prima fracție. Adică 1. Să scriem 1 minus 1 pe 2. Așa, faci 1 minus 2 pe 3. Așa face. Așa. Deci vine 1 minus 1 pe 2. 1 minus 1 pe 2. O echipă, punem în paranteză. Așa. Plus 1 minus... L-am rupt pe 9. L-am făcut țândări. L-am rupt 9 de al de 1. Adică pun plus că îmi pună și cu ăsta din 9. L-am împrăștiat așa. 1 minus 3 pe 4. Da. Plus, așa mai departe. Plus 1 minus 9 pe 10. A, ce tare. Și acum fiecare echipă. Fiecare echipă să o calculez. Încep să o calculez, dar aduc aici cu 2. Și o să am 2 minus 1 pe 2. Să facem, 2. Să vadă toată lumea. Scriu din nou, X pe lângă. Exercițiul devine echivalent cu? Da. Nu e egal. Nu e egal, echivalent. Echivalent. X pe lângă. 1 pe 2. Plus 1 pe 3. Plus 1 pe 4. Plus așa mai departe. Plus 1 pe 10. Egal cu? Aici aduc 2. 2 minus 1. E 1 pe 2. 1 pe 2. Plus. Plus aici am cu 3. 3 minus 2. 1 pe 3. 1 pe 3. Plus. Aici aduc 4. 4 minus 3 plus 1 pe 4. Plus așa mai departe. Plus aici cu 10. 1 pe 10. 1 pe 10. Excelent. Iată ce ați văzut ce s-a întâmplat. S-a întâmplat aceeași bucată să fie. Înseamnă că împărțim stânga dreapta. Și atunci X-ul va fi toată aia, supra toată asta, care se simplifică și va da? 1. Da. Deci împărțim totul. Ne echipuim că... Împărțim. Ca și ar fi așa, copii. X ori 2 egal cu 2. Împărțim egalitatea prin 2 și vine X egal cu 1. 2 am înțeles eu că ar fi toată paranteza asta. Corect. Da? Și atunci, iată că a ieșit foarte frumos. Dar nu putem pleca de la ghișitul ăsta până nu mai zăbovim un pic. Nu l-am făcut și am plecat. Vrem să vedem finețea ghișitului, cum am gândit autorul. Oare nu aveam noi o altă șansă mult mai mare? Dacă pe 9 îl scriam de la început ca 1, 1, 1, 1, 1 de 9 ori și duceam în stânga și dădeam un minus 1 la asta. Adică X plus 1 pe 2 minus 1, 1 care îl ajungeai cu 2. Apoi, echipa cealaltă. Ia să facem și varianta asta. Deci s-ar putea să fie o idee mai deșteaptă, mai rapidă. Că, așa cum ai propus, eu nu te-am repetit. Dar e corect. Te-am luat pe ideea ta, ai desfăcut. Numai că te-ai blocat în ce loc. În momentul în care se rupe un nou, în 1, 1, 1, 1, n-ai mai văzut. Dar și aici îl rupem. Da? Deci, vedeți? La fiecare ghișită. Nu putem da o rețetă pentru toate ghișitele. Și te adaptezi la fiecare. Acolo ochiul se formează, băi, ce șmecherii se fac. Trebuie să-mi vină vreo idee. Da? Așa trebuie gândit. Așa că, pe 9 îl ducem în stânga și le luăm într-o altă variantă, același ghișită. Zicem, X plus 1 pe 2. Îmi dați voi să fac minus 9 egal cu 0? Așa, minus 9 egal cu 0 și acum pe 9 acela rupem în... Și acum îl rupem, da? Și o să am așa, X plus 1 supra 2 minus 1 plus un echipaj. Da. Plus X plus 2
supra 3, minus 1. Plus x plus 3 supra 4. Minus 1. Plus, plus x plus 9 supra 10. Minus 1. Egal cu 0. Și se echipaje făcute, da? Cu minus 1 ăsta. La, eu l-am lipit pe minus 1 de fiecare fracție. Și acum, aducem la aici, la acel numitor, vin cu așa, la fiecare. La fiecare. Aici cu 3, la fiecare aici cu 4, aici cu 10. Și ăsta avem. X plus 1 minus 2. X plus 1 minus 2. Mă ajută cineva? Nu. Nu. Plus... Toată lumea doarme, somnășor. X plus 1 minus 2. Deci, x plus 1 minus 2 face x minus 1 totul pe 2. X plus minus 1 pe 3. Tot x minus 1 va face, da? Pe 3. Plus x minus 1 pe 4. X minus 1 totul pe 4. Plus 1 pe 10. X minus 1 pe 10. Egal cu 0. Observ. Da? Avem, dăm 4 pe x minus 1. Dăm pe x minus 1 factor comun la toate fracțiile, deci x minus 1, totul pe lângă, punem în paranteză x minus 1. Important x minus 1 este scădere de 2 termeni. Da? Factorul așa. 1 pe 2 plus 1 pe 3 plus 1 pe 4. 1 pe 2 plus 1 pe 3 plus 1 pe 4. Plus 1 pe 10 egal cu 0. Cum 1 pe 2 plus 1 pe 4 plus 1 plus 1 pe 10 nu poate fi 0. X minus 1 egal cu 0. N-are decât o șansă. Deci factorul de acela, x minus 1 egal cu 0. Adică x egal cu 1. Terminat. Pentru că asta nu poate să fie 0 niciodată. Niciodată. Ceva pozitiv cu ceva pozitiv cu ceva pozitiv. Dar deci sunt creat toată lumea. Singura variantă rămâne x egal cu 1. Iată că ești acolo. Cum vi se pare față de cealaltă? Mai rapidă partea asta, un pic. Mult mai rapidă. Dar, nu știu dacă să spunem, mai la îndemână. În componență s-a aflat ambele. Da. Fără ideea de distribuire al unui nouă, nu avem nicio șansă să facem. Corect. Nu? Și la ce a scoaterea asta în factor comun are foarte important. Sigur că da. Așa cum am scos mai înainte pe X, v-am amintit că am scos pe X în factor comun, nu? Acum vreți mai alte exerciții, domn profesor? Da. Da? Da. Dar păi mai este aici și G. Da, la U și pe G? Da. G și H. Da, și H. H nu, H l-am făcut un profet. Da, H l-am făcut. G-ul. G-ul. X minus 1 totul pe 2. Deci X minus 1 totul supra 2. Da. Plus 2 X minus 1 totul pe 3. X minus 1 tot pe 2, da? X minus 1, da. X plus X minus 2 totul pe 3. X minus 2 totul pe 3. X minus 2 totul pe 3. Da. Plus X minus 3 totul pe 4. Plus așa mai departe, plus. X minus 9 totul pe 10. Egal cu minus 9. Vreți să mergem după ideea domnului profesor? Da, domnului profesor? Da, că e mai ușoară de dat ăsta. Echivalent cu. Ia du-ți. X minus 1 pe 2 plus 1 plus a, X. Păi stai să-l trec întâi în partea asta. Nu, el a observat, l-a și trecut. A, trec. Și trecem, da? Da, da, da. L-a și trecut. Da, da, da. Ei, măi, nu, uite. Da. Așa ca, ca să înțeleagă toată lumea, după ce am făcut asta aici. Facem acolo plus 9 atunci, plus egal 9. Cu 0. Da? Plus 9 egal cu 0 și atunci are dreptate, îl rupe. X minus 1 egal cu 2 plus 1 plus X minus 2 totul pe 3 plus 1 plus X minus 3 totul pe 4 minus plus 1 așa plus 1 plus și așa mai departe plus X minus 9 pe 10 plus 1 egal cu 0. 0. Aducem la același lucru. Dar pe prima cu 2 cu 3 4 și 10. Și avem așa x x minus 2 plus 1 x plus 1, x plus 1 pe 2 plus x plus 1 pe 3 plus x plus 1 pe 4 plus și așa mai departe plus x plus 1 pe 10 egal cu 0, dăm factor comun x plus 1 pe lângă 1 plus 2,
plus 1 pe 3 plus... Cât? 1 pe 2? Plus... Cum? 1 pe 2. Așa. Plus 1 pe 3. Da. Plus 1 pe 4. Plus și așa mai departe. Plus 1 pe 10 egal cu 0. Deci x plus 1 ar trebui să fie 1. Asta niciodată nu poate să fie 0. Și atunci x plus 1 egal cu 0. X egal cu 1. Minus 1, Adi. Ce-i cu tine? Da, minus 1. Da? Minus 1, corect. Terminată ești tu. Asta aproape a fost identic cu cea de mai înainte, doar că s-a jucat semnul acolo, minus 9, plus 9, în sfârșit. Trece la 11? A, da. Și B. A și B. Și ce? Ăla nu l-a făcut. Da. Și după aceea lucrăm ce vreți, dar vedeți ora, nu? Să vedem ora, da. 19.46. Da, la 8. Avem, avem timp. Da? Da, da. Ne-a mișcat? Dacă mergeți, normal că mișcăm. Să zicem, 1 plus 3 plus 5 plus puncte, puncte. Deci 1 plus 3 plus 5 plus puncte, puncte plus 2013. Totul supra 2014. Este egal cu 1.007 egal cu 1.007 supra x. Deci egal cu 1.007 totul supra x. Anca. Să facem suma aceea, Anca. 1 plus 3 plus 5 plus 5. Diagonale? Cum? Asta aflăm, dar zic să aflăm răspunsul. Cât face suma aceea? Mai păi ne încurcă doar suma, că restul... După aceea facem produsul mezilor egal produsul extremilor, da? Să calculăm. Să facem suma aceea. Știi cineva să facă suma asta? Și afară din urmă așa, Adi. Așa. 1 plus 3 plus 5 plus puncte, puncte și mai departe plus 2013 este egală cu Anca. În primul rând observăm că sunt din 2 în 2. 2 în 2, corect. Și avem... Și asta îți permite ție să te gândești la suma lui Gauss. Da. Când sunt așa ordonați, din 2 în 2, din 3 în 3, din 4 în 4, atunci te gândești. Nu al altfel. 1 plus 2013 egal cu 2014, 3 plus... Așa. 2014. Deci, practic... Și avem 2014 de câte ori? De... Câți termeni sunt? Câți ori fi ei, pe jumătate. Câți ori fi ei, împărțit la 2, da? Câți, da. Câți termeni sunt? Aici e poveste, să aflăm câți termeni sunt. Păi facem sunt ultimul. 2013 minus 1, 2000. Minus primul, dar ca să știe și toată lumea care nu știe. Da. Facem ultimul, minus primul, ne dă 2012. Împărțirea 2 că din 2000. Plus 1. Din 2 în 2. 2006. Plus 1 că punem și capăt. 1007. Deci 1007, da? 6 este suma aia de acolo. Deci încă o dată, primul plus ultimul. Adică putem simplificăm 2014 cu 2, ar fi 1007 ori 1007. Mm-hmm. O secundă. Așteaptă puțin, Mirna, că avansez lucrurile. Hai să vedem întâi suma, că nu toată lumea știe să facă suma. Putem mai departe. Poftim. Ca să te liniștesc, așa fac. Da? Deci, în momentul de față, insist pentru calculul sumei acestea. Deci, adună primul plus ultimul, oricât sunt ei, pe 2. Dar cât sunt ei? Ca să aflu cât sunt ei, scad din ultimul pe primul. Împart la din cât în cât sunt. Că da, cât sunt din 2 în 2. Dacă erau din 3 în 3, împărțeam la 3? Da. 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 Și... Și... Unul că... Și nu, și capete, da? Capătul cu care începem. Așadar, suma aceea este 2014. Și acum, în loc de asta, o să scriem. 2014 ori 1007 supra 2 supra 2 totul supra. Totul supra 2014, da? Copii? Este egal cu aici, cu egalul. 1007. Supra x. Și știm, mulțim prima cu a doua inversată aici. Da. Așa facem, dar aici 2014. Da, 2014. Ia încuța, ori 1007. Supra 2. Ori. X.
ori 1 supra 2014. Am desupraetajat. Care se leagă așa. Nu egal cu 1007 egal supra cu? X. 1007. Ai fi vrut să facem prozumezul prosul experimentul. Încă n-am făcut-o. N-am făcut-o. Pur și simplu am prelucrat-o. Prima cu a doua inversată. Și iată, sesizăm că 2014 cu 2014, 1007 cu 1007 stânga-dreapta la numărător, ca să împățim și așa e fracția, egalitatea și aia. Și rămâne atunci 1 pe 2 egal cu 1 pe x. 1 pe 2 egal cu 1 pe x. Dacă 1 pe 2 egal cu 1. Și acum produsul menzilor egal cu x. Dacă vrei să faci și așa, dacă nu, e gândim, numărătorii sunt egal, numitorii sunt egal, deci x egal cu... Doi. De ce mi-ați dat voie să fac? Da, apropo de prosumezul. Da, ca atas doilea, nu. Mai aveți copii în temă? Mai avem încă unul. Da, ziceți, domnule. Să-l ziceți, scrie în dreapta. Da, scriu. Când ziceți, eu îl scriu, mai și șterg. Am înțeles. Ca să usul, știți? X plus 2X plus 3X plus puncte, puncte plus 2013X 2013x așa, totul supra 2013 este egal cu 2 plus 4 plus 6 plus 5 plus 2 plus 4 plus 6 plus 5 plus 2014 supra 1008. Cine vorbește? Uite, dar Tudor. A, el știe, domn profesor, de aia. Când el vrea, știe. Da? Să vedem cât știe. Hai să vedem. Hai atât. Bun. Mai întâi începu să mai 2 plus 4 plus 6 și 8. Care vrei? Da, hai să facem aia cu da, X. Bine. 2013. Deci X plus 2X. O luăm separat, da? Plus 3X plus și așa mai departe. Plus 2013 X este egal cu. E egal cu 2013 ori 2014 supra 2013, 2013 cu 2013 se simplifică și ne dă... Cu cine e egal? 2013 plâng 2013 ori plus 1 supra 2013. Nu, ai zis suma asta e egal cu... Lasă-mi pare, lasă... Ia zi, zi atunci. 2013. De 2013 ai zis, da? Urcă? Adi, înainte de a face asta, poate era bine să se zic că scoatem pe X în factor, mă. Că ăștia, toți am un X înmulțit. Și atunci ziceam și X pe lângă. Și n-ai zis bine, X pe lângă. Și o să fie da. X pe lângă. 1 plus 2 plus 3 plus și așa mai departe plus 2013. Da. Da? Și acum suma asta. Da. E din 1 în 1, știm să o facem. Și va fi egal cu X. X ori. Ori. Hai să vedem suma asta. Am mai făcut-o. Mai el pe lângă el. Plus 1 supra 2. Adică... Supra 2, Adu. Da. Tu ai zis supra 2013. Ai zis 2013, 2014, supra 2013. Când ți-am uitat la 2013 ăla de acolo. Da. Deci aici ai 2013. 2014 ori 2013 supra 2. Uh-huh. Și da. Totul supra 2013. Păi da. Stai puțin, că numai suma, mă, numai suma. Deci am luat suma deoparte. Am făcut-o. Se simplifică 2014 cu 2 și ne dă 1007. Și va fi egal cu X. Ori. Ori 1007 ori 2013. Gata, asta e o sumă. Acum hai să facem și pe asta. Și pe aceea înlocuim. Vrei? Ha. Deci 2 plus 2 4. 2 plus 4. Plus 6. Plus așa mai departe, plus 2014. Tu doar vrei să faci tu? Da, plus 2014. Da, egal cu? Egal cu 2 plus 2014. Acum, doar mai ca să șterg un pic aici. Așa. Cu cât e egal? 2 plus 2014 părți la 2. Cum? Plus 2. Deci,
Primul plus ultimul. Primul plus ultimul, adică 2014 plus 2, adică 2016. 2016. Da? Ori cât sunt. Ori cât sunt ei. Ori, trebuie să afli. Cât sunt. Din ultimul scădem pe primul și pe 2012. Împărțim la 2, că sunt din 2 în 2. Și ne dă 1006 plus capătul. Plus 2. 1006. Plus 1. Plus 1. Plus 1 ca termen. Capătul ca termen, nu ce număr în față. Plus 1. Plus 1. Și 1006. 1000 supra 2. Supra 2. Adică ăsta se duce. Da. Și aici de 1000. Da? Bine. Și iată că acum am calculat. Suma aia de acolo e 1008 ori 1007. Cum e clar și vrea să-i mai repetăm, îi mai repetăm, domn profesor, nu? Da. Deci, haide să mai reluăm cu asta. Aici am scos pe X în și a fost 1 plus 2 plus 3 plus 2013. Acum. Toți termenii consecutivi sunt acolo, nu? Și atunci suma aceea este primul plus ultimul, ori cât sunt ei? Sunt 2013, da? Supra 2 acolo. Și suma cealaltă care am calculat-o acum, deci 1008 ori 1007. Totul supra. Supra 1008. Ce pot să fac cu zora acum? Pot să simplific acum ceva? Da. Bă, dacă te cheamă Tudor? 1008 cu 1008. Da. 1008 cu 1008, da. Și aici? 2013 cu 2013. Și? Și? 1007 cu 1007, că suntem la numărători, da? Da. Și rămâne X egal cu? X egal cu 1. X egal cu 1. Da. Acum, domn profesor, puteți să luați ce vreți. Și-au terminat tema. Acela. D-ul. Ne ducem la D-ul. Stați așa să știți la voi, da? Nu trebuie să avem o tablă curată, să ne la de toată asta. Totuși, sunt căsuia. Cum profesor? Nu trebuie să aștept mai mult. Atunci, uite, tu îl faci pe ăsta. De ce? Că te-ai supărat și ai zis că tu nu lucrezi. Ca să lucrezi și tu, nu? Nu nimic. Tu nu la sfârșit. Da, zicem, 1 supra 1 ori 2. Acum ai pic până supra 1 ori 2. Da, timpul, da, corect. Foarte bine că m-ai anunțat. Acum că și începem